Delegația Alianței Pensionarilor pentru Conciliere, compusă din 15 membri, a prezentat la Ministerul Muncii anomaliile înregistrate în sistemul pensiilor după anul 2009. Acestea privesc raportul dintre salariul brut pe economie și valoarea punctului de pensie, repartizarea și înregistrarea veniturilor brute și a punctajelor, diferențiat pe grupe de muncă și recuperarea unor drepturi câștigate înainte de 2009. Pensionarii au cerut îndreptarea unor erori de calcul și revenirea punctului de pensie de la 34%, cât este acum, la valoarea din 2009, 43,3%. Doamna ministru a căzut de acord că în cadrul grupelor de muncă s-au produs mari erori și nereguli prin trecerea unora în condiții deosebite din grupa 1, deci s-a luat un drept obținut. Alții au fost trecut în condiții speciale. O parte din aceștia li s-a făcut o indexare de 21%, iar la cealaltă parte s-a făcut o indexare de 50%. Plus, cei care au rămas în grupa 1 definitiv, li s-a făcut o indexare de 50%. Lucrul acesta a fost înțeles de către doamna ministru și pentru faptul că și cei de la din zonele miniere au cerut să treacă din condiții speciale în grupa 1 de muncă, s-a ajuns la un consens ca toți care am lucrat în condiții speciale sau condiții deosebite sau cu grupa 1 să fim considerați în grupa 1 de muncă și să se indexeze punctajul realizat din anii lucrați cu 50%. Urmează într-un viitor apropiat, nouă ne-a dat un termen de 30 de zile, să ne trimită un răspuns. În caz de mai sunt nereguli, să fim chemați din nou să ne mai consultăm, poate cade de acord cu soluția cerută de noi. Noi am cerut ca totalul punctajelor să se împartă la 20, nu așa cum este împărțit acum la 25. Posibila indexare a pensiilor cu procentul cerut va fi analizată în 30 de zile la Ministerul Muncii și dacă va fi rezolvată favorabil, va urma procedura legislativă obișnuită, scrierea unei legi și introducerea în Parlament. Tăierea sporurilor cu caracter special și introducerea acestora în calculul punctajelor va face obiectul unor reveniri și se vor analiza în funcție de hotărârile judecătorești care au fost emise în intervalul de timp vizat.